Zeci de zeloane au fost amendați de polițiștii locali în ultimele două săptămâni. Ca de obicei, cele mai multe sancțiuni au ajuns la cei surprinși că și-au parcat autoturismele în alte locuri decât cele special amenajate. Tot la capitolul autoturisme parcate la voia întâmplării, polițiștii locali au dat și 35 de somații. De amenzi nu au scăpat însă nici zeloanii, surprinși că au răscolit în gunoaie cei care au consumat băuturi alcoolice în locurile publice, precum și cei care au aruncat gunoaie pe spațiile publice. Tot în perioada amintită, polițiștii locali au sancționat și două persoane surprinse că au apelat în mod repetat la mila publicului, două persoane care au lipit afișe sau postere pe ziduri, precum și o persoană care a desfășurat activități de comerț ilegal.